Prieteni, v-ați gândit vreodată că poza de profil, aia care stă pe desktop când deschizi telefonul, poza asta spune ceva despre om, poate spune chiar mult. Iată, de exemplu, când deschizi, vezi că cineva deschide telefonul și pe desktop la el stă poza familiei, îți dai seama, familia este importantă. Sau dacă stă poza persoanei iubite, este important. Persoana aceea este foarte importantă, persoana aceea se gândește. Sau să zicem dacă acolo deschis și este poza lui cu o diplomă. Înseamnă diploma e cel mai important lucru. Cariera, diploma, aia contează cel mai mult. Sau poza de la o realizare sportivă acolo, cum stă cu medalii de aur sau ceva, dar medalia aceea de aur e cel mai important lucru în viața lui. Sau dacă deschizi și stă acolo un cântăreț sau nu știu ce înseamnă, cel mai important. Sau nu știu câte lucruri numai nu pot fi. Eu așa, în ultima vreme, am observat, fără să vreau, am observat așa la, iată, la, ba mai chiar am fost martor când o mamă a luat telefonul în mâna băiatului și când a apărut poza de profil, de pe desktop asta, mama pur și simplu speriată, mai nu a scăpat telefonul din mână, pentru că era o imagine nu bună, rea. Iată, mă gândesc că e foarte important să te gândești la asta. Ce spune poza de profil la oamenii care sunt în jurul tău? Ce spune despre ei? Dar ce spune poza de profil care stă pe telefonul tău? Ce spune ea despre tine? Ce le comunic oamenilor despre tine poza de pe telefonul tău? Ca asta înseamnă la lucrul ăsta te gândești, înseamnă că el este o prioritate, el este important pentru tine. Și Dumnezeu să ne ajute ca fiecare de noi să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele pământești. Că dacă ne gândim la lucrurile de sus, asta cred că nu mai întâmplă va fi, se va reflecta cumva și poza de ecran. Dacă îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, că așa ne învață Mântuitorul nostru. Sau dacă îți iubești aproapele ca pe tine însuți, atunci numai decât lucrul ăsta se va vedea și pe ecran. Dar dacă te iubești pe tine mai mult decât orice, sau alte lucruri sunt prioritate, tot se va vedea pe ecran. Ei, vă las cu gândul ăsta. Ia, gândiți-vă așa, faceți-vă, ce-ți spune poza de ecran, care este acum, fără ca să o schimbi. Vezi întâi cea care o schimbi, ce-ți spune ea despre tine? Că a, o schimba, pune una care nu coincide de realității, poți pune ușor, dar să vezi, faci așa un exercițiu, să vezi ce este, ce spune poza asta de pe ecran despre mine. Și apoi, după asta, cred că trebuie să faci schimbările, că a schimba poza e cel mai simplu lucru, a schimba atitudine. Poate poza de pe ecran îți arată, stai, eu trebuie să schimb ceva, este vreo atitudine în viața mea pe care eu, poza de ecran, de pe ecran, o scoate la iveală și eu trebuie să o schimb. Așa să vă ajute Dumnezeu.